Magistrații au decis ca inculpatul Dan Cosmin Mihai să rămână în spatele gratiilor până în momentul în care va fi dictată decizia finală. Instanța de cameră preliminară a dispus începerea judecății dosarului, în care Cosmin Dan a fost trimis în judecată pentru omor calificat cu premeditare. Părți civile în cauză sunt mama fetei Milica Dodan, tatăl tinerei Iulian Nica și asociația de proprietari de care aparține blocul unde se află apartamentul în care fata și-a găsit sfârșitul. Cosmin Dan se află în arest din luna februarie 2019, fiind reținut la scurt timp după ce și-a omorât prin incendiere fosta iubită cu care se întâlnea ocazional. Crima s-a produs pe 23 februarie 2019. Enervat că Valentina Nica ar fi încercat să-i povestească iubitei oficiale despre relația lor, Cosmin Dan ar fi cerut ajutorul la doi prieteni care i-ar fi adus o sticlă cu benzină. Unul dintre complici ar fi speriat după ce a văzut că tânărul era serios și chiar îi dădea foc Valentinei. Celălalt însă ar fi asistat la toată scena. Fata nu a mai putut fi salvată. Necropsia a arătat că Valentina Nica era vie în momentul în care focul s-a aprins. Fapta pentru care este acuzat Cosmin Dan se pedepsește cu închisoare pe viață sau cu închisoare între 20 și 25 de ani în funcție de împrejurările comiterii acesteia.